Salutare nepoți! Episodul 48 din Caracu Dinamo. Vă aș ruga să apăsați pe buton de like, să vă abonați dacă ați făcut-o să-mi scrieți în comentarii pe cine alegeți pe Iulică, Marcel sau Ionica. Cine vă place cel mai mult și să intrați în descriere să vedeți membrii. Mulțumesc celor care sunt membri, Membri, am spus. Membrii, da? membri. Cei, celor care sunt membri. Le mulțumesc din suflet. Și astăzi ne vom afla adversari din Europa League. Pentru că am ajuns în Europa League, că suntem slabi. De fapt nu suntem slabi, nu avem noroc. Asta e. Hai să vedem dacă reușim să ne calificăm în Europa League. Vom juca doar în Europa League astăzi. Dăm drumul la episod. Hai să vedem dacă s-a tras la sorți în Europa League. Da, jucăm cu Victoria Ghimara -a aici. E lejer. O fost adversari a FCSB-ului. Avem doar fost adversari al echipei românești. fcsb a fost în Europa League. Am văzut după ce am încheiat episodul trecut. Iată, FCSB a fost în Europa League. Nu știu cum, pentru că noi am câștigat Champions League și am mers în preliminarele Champions League. Nu știu cum au ajuns ei în Europa League, sincer. Nu știu că... Nu știu, au, n-au câștigat nici cupa, chiar nu pot să-mi dau seama cum s-au dus în Europa League, dar nu mai contează. Bine că au fost aici, dar au reușit doar 3 puncte, asta e. Și noi am căzut cu Victoria și care a terminat pe locul 2 în uh, grupa de Europa League, în spatele lui, Olympique Marseille. Celelalte meciuri le vedeți aici, Lazio cu Dortmund pare cel mai frumos, e și Bayern Munich aici, e extraordinar. Să vedem, dar e bine că Lazio și dormul se elimină între ele acolo. Partidă cu frații de la Ucluj, lasă nu va juca fundaș central pentru că de Winter e obosit. Va juca Hannibal acolo la mijlocul terenului. Haideți să vedem ce facem, câștigăm cu 2 la 1 și așa. Intră Duranville și înscrie golul victoriei, Mihil înscrie și el. Da, aparent Covacevi s-a supărat și s-a pus singur pe lista de transferuri. Senzațional, nici nu mă lasă să îi dau, să îi dau contract pentru că e nervos că nu are contract, cică, și că nu joacă și nu mă las să-i dau contract. Și primesc oferte pentru el, dar nu vreau să-l dau pe Covacevici. Totuși primim oferte, iată, primim oferte bune și am putea să luăm înapoi pe Cârjan, dacă tot. Dacă tot vrea să plece Covacevici, hai să încercăm să-l luăm pe Cârjan, dacă putem să-l dăm. O să încercăm să-l dăm. Dacă el vrea să plece, eu nu pot să-l țin cu forța. Asta e, o să-l dăm. Negociem cu Speția și cu Genk și vedem unde se va duce dacă ne înțelegem. Ne înțelegem la 42 de milioane cu speția, au acceptat din prima, nu mă așteptam, e o sumă foarte bună și o să încercăm să negociem și cu gang. Ăștia de la gang sunt mai zgârciți aparent, n-au bani, dar nu pot să scad sub 42, dacă au acceptat ce la speția, asta e, asta e invizibil. Bun, va pleca probabil la speția și o să încercăm să-l luăm pe Cărjan Alaba, are și el oferte și el s-a pus pe lista de transferuri, nu înțeleg de ce, Că i-am dat contract, i-am dat tot ce trebuie, joacă, nu știu care e problema. Kovacevic pleacă la speția, 42 de milioane. Bă, l-am luat gratis, am scos o sumă foarte mare și am luat nota A. Va veni Cărjan. Dacă el a vrut să plece, eu n-am -am, -am avut ce să fac. Cărjan va reveni, că tot am zis că e ultimul sezon, hai să-l să aducem pe Cârjan. cărjan e la Utrecht, unde l-am vândut noi, a ajuns la 82 overe, e mai bun ca overe decât Kovacevic. Uh, și hai să ne aducem gloabele înapoi. Nu, l-am adus pe Muniz, de ce să și pe Cârjan? Na, uite, că revin băieții grei. Două suprem. O să dau 32 de milioane. Ce, n-am bani? Poftim! Bă! Bă, ăștia s-a handicapat, Eu n-am văzut așa ceva. Păi a plecat, mă, nu mai... Nu mi-a dat bani, bă. Bă, jocul ăsta mă surprinde de fiecare dată. E incredibil așa ceva. Îl dau pe Muniz la schimb. <laughs> <laughs> Îl dau pe Muniz plus 8 milioane. Sau hai să dau 7 6 milioane. 6 milioane plus Muniz. Bă, dar cum nu mi-a dat bani? Eu nu pot să înțeleg chestia asta. Bă, jocul ăsta e atât de handicapat. Doamne, ferește, nu mai pot. 48 de milioane vor du-te. Du nu mai au pe Kerjan, gata. De ce nu mi-au intrat banii? Ca a plecat. 34 de milioane jumate, unde sunt? Bă, 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 jocul ăsta, bă, e incredibil așa ceva. Nu, nu mai vor să-mi dea banii, Unde s-au dus banii? De pe Covacevici. Uf, nu mai zic nimic, nu mai știu, nu mai înțeleg, chiar nu, chiar nu mai pot, sincer. Sau va pleca, a trecut perioada, nu a trecut perioada de transferuri. Bă, ce se întâmplă? A, few later. a nu eram în perioada de transferuri, bă, Doamne ferește. Mai aveam câteva zile până la perioada de transferuri. Doamne, sunt proș eu, da, oliu. Avem 53 de milioane acum. O să mai uh, mergem puțin, o să mai înaintăm și după încercăm să luăm pe Cârjan. O să putem să luăm. Măcar ne-am dat seama cât, cam cât valorează el. Acum vrea și Rareș Pop să plece, nu cred. Am o grămadă de oferte. Uh, dosantul ăsta revine după împrumutul la FC andora și primește o oferte. Și putem scoate bani mulți pe el. Hai să vedem. S-a pus și Rareș Pop pe lista de transferuri, Bă, la ce -au bă, 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 bă? Ce, 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 se întâmplă în episodul ăsta? Eu n-am văzut așa ceva. Hai să, să văd de ce s-a supărat și ăsta. De la contract. A, ah, păi negociem contractul și nu se mai supără, bă. Avea 4600 de euro, normal că s-a supărat săracul. Sunt salarii imense la noi în echipă și el are 4000 de euro. Mi se pare corect. Și are și 82 overe. Și uite că nu vrea nici mult. 9600, crește la 10500, acceptăm. Bine, rare și popul, asigurăm. Nu mai e pe lista de transferuri, gata. U Udogie primește o ofertă, Iosif Stanisic, jucător de la Bayern Miohen, în realitate, care a ajuns la 27 de ani, plus 60 de milioane de euro normal că nu-l dăm, pe Gomez ăsta nu-l dăm, pe Alaba nu-l dăm, chiar dacă el vrea să plece, nu va pleca, și nu, Dos Santos va pleca, cred, cred că Dos Santos va pleca, că nu mai am timp să-l cresc și n-are rost să-l țin, uh, are și numărul 11, deci <laughs> îl vindem, hai să vedem dacă putem scoate mai mult, Atalanta-l vrea, bun, Atalanta nu vrea să dea 7 milioane pe băiatul ăsta, dar poate vor ceilalți, de la Sheffield, că au o sumă mai mare în, în oferta asta, dați 7 milioane, nu vor nici ăștia să dea 7 milioane. 6 milioane jumate aparent e maxim. Mai cerem o dată 7 milioane, ne încercăm norocul, dar apare nu vor. O să acceptăm. 6 milioane jumate e ok. Și acum putem să luăm pe cărjan din nou. Hai să negociem. 37 de milioane oferim pentru început. Vor 45 plus 5% din viitor transfer. O să creștem la 38 de milioane. Ne înțelegem până la urmă. Sau nu. 38 de milioane jumătate pentru cărjan. Eu sunt mai mică decât am scos pe Kovacevic. Și Cărjan revine la noi, probabil. Hai să ne înțelegem și la contract cu el. Iată că, până la urmă, ne aducem foștii jucători. Și asta e, mie, mie mi îmi place așa să aduc foști jucători la, în ultimul sezon din carieră. Chiar mi se pare foarte, nu știu, foarte ok. Chiar dacă ei n-au fost buni, de fapt cred că e prima dată când fac asta pe YouTube. am trecut, când nu făceam YouTube, mai făceam asta la cariere. Dar cred că e prima dată, prima carieră de pe YouTube pe care în care fac asta, în care aduc fost jucători, chiar dacă ei n-au fost buni la, echipe, la, echipa noastră. Și vreau un salariu foarte mic, nu știu cum de, 14.500, el avea 26.000 la Utrecht, ca să revină la Dinamo, bă ce băiat, mă, bă, ce băiat bun. Cătălin Cărjan, sper să fie mai bun decât l-am lăsat noi, bine că n-a fost nici foarte rău, dar a început bine, după aia s-a stins, acum sper să fie mai bine, are și 82 OVR, o nouă revenire la noi, Hai să-l vedem în tricoul nostru, sper să nu-și fi luat numărul 11, de fapt nu, că numărul 11 e luat de, da, uite așa, la nu, 19. O să-i dăm 80-ul, probabil, de fapt nu e că e 80 al lui Borges, îl lăsăm cu 19, mai contează numărul. Luăm nota B pentru acest transfer, puteam scoate 34 de milioane, dar e bine și așa. Și Sebastian Bucur era destul de bun de jucat acolo, dar n-aveam pe ce să juc în de rezerve. Așa, dar revine Cătălin Cârjan. Cârjan trece aici, Bucur are 90 pace, Bucur poate juca lejer în bandă. Dar iată că a revenit Cătălin Cărjan. Sper să fie bun. Sper să fie mai bun decât înainte. Bucur pe bancă. Banca arată destul de bine. Băieții sunt ok, zic eu. O să-l scop pe Hannibal, cred că e pe bancă și o să-l bag pe Mihailă, că nu știu, nu știu de ce e Hannibal pe bancă, dar în fine. Cam asta e echipa de titular. Și ca să-i dăm moralul lui Cătălin Cărjan, o să-i dăm numărul 10 lui. O să-i dăm numărul 10, Chiar dacă Muniz a revenit el și a luat numărul 10, nu face ce vrea el la echipa asta. O să-i dăm lui numărul 19, că e mai de atacant așa. Și Cărjan va juca cu, cu, 10, că e decar. car. Ăsta n-are ce căuta cu numărul 11. Și numărul 14 am văzut că e ocupat de cineva, de Lassen Și n-am văzut până acum. Uite, ăsta are potențial, mă, Lassen ăsta. Bravo, mă, băiat. Michael Jackson, bă, băiat. Și avem un manager of the year oare cine e managerul anului A, ales de Rivaldo care e președinte la Faro vezi aici e o mică combinație în, în FIFA asta nu se aștepta nimeni nu se aștepta nimeni la asta Liviciu Batariu ales managerul anului în România bineînțeles de către Rivaldo normal, păi nu cum să nu fie el Rivaldo care e președinte la faru sau patron sau ce finanțator să fie ales aici de către joc să ne dea trofeu, ce tare Asta chiar e realist. Ciubotariu așadar managerul anului în liga noastră. Miguel Dos Santos pleacă la Sheffield, 6 milioane jumate, nota bun. Simulare cu UTA, unde va redebuta Cârjan. Hai să vedem, 2 la 2, cu echipa de titulari, Bacaucoș cear un scriu pentru noi. Ok. Ne încurcăm și FCSB-ul se apropie la două puncte de noi în campionat. Ceea ce nu-i bine deloc. O nouă partidă cu petrolul, din nou simulăm, cu titularii, din nou, 2 la 1 cu și Chesie și Turab. Bun, în sfârșit o victorie. FCSB-ul pierde și avem 5 puncte în acest moment, e mai bine. Ultima ora, pe de mercato, dăm skip, bineînțeles, un singur transfer, Cârjan. Și mergem uh, să vedem dacă ne calificăm în Europa League mai departe. Astăzi vom juca dubla din Europa League cu Victoria Ghimaraeș. Și ar trebui să ne calificăm în optim, că na, sunt slăbuți pentru noi noi buni. O nouă simulare cu Sepsi în campionat jucăm acasă, câștigăm cu 4 la 0 din nou cu titularii, Cârjan înscrie primul gol de la revenire, Cummings, Boloca și Pop. fcsb din nou se încurcă, 7 puncte avem peste ei, bun. O nouă simulare în campionat cu titularii, Cârjan și Alaba sunt obosiți, intră Bucur și Nedelcearu, cu farul în deplasare, câștigăm cu 3 la 1, Chesie cu o dublă și u Avantajul de 10 puncte acum. FCSB-ul se tot încurcă, noi doar câștigăm. Ultimul meci în campionat înainte de cel din Europa League cu Victoria Guimaraes este cu Rapidu, simulăm cu rezervele, pe Bucur l-am păstrat pentru meciul din Europa League, facem unul la 1, Mihai îl înscrie și iată că ajungem și la meciul din Europa League, debutăm în Europa League, până acum am doar în Conference, în Champions League și acum am ajuns și în Europa League, le bifăm pe toate, dacă tot e. L-am păstrat pe bucur meciul trecut pentru acest meci, să-l am pe bancă în caz de cărja nu dă randament, așa cum am obișnuit. Și vom juca în deplasare primul meci, pe ultimate, bineînțeles, echipa de titulari. Hai să vedem ce se întâmplă. Voi trebuie să lăsați like înainte de toate. Hai cu like-ul acolo, să facem multe like-uri și la acest episod. Dacă ajungem la 100, v-aș fi recunoscător. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm acest prim meci cu Victoria Ghimaraș și ar trebui să fie ușor. Debutăm în Europa League. Udogie în stânga cu centrarea la lung către Bakayoko. Nu mă așteptam, Ionica. Ce ocazie, prima mare ocazie a meciului. Doamne, din 5 metri a dat la 10 metri de poartă. Ce ocazie pentru Ionica. Ce centrare bună a dat uh, Udogie. Ionica Bakayoko. Pleacă Cârjan acolo foarte bine Cârjan, Cârjan în careu. Cătălin Cârjan cu șutul în blocaj. E corner doar. N-a fost fault. N avem penalti, bineînțeles bate în scurt. Duranville către Cârjan. Nu e Ionica Iulică. De ce să nu? De, de, ce să fie? Drăgușin, doamne, ce a încercat nebunul. Dar e o recentrare. El asta a vrut. Să recentreze. Duranville cu centrarea către Bacayoko. Cum a scos o biai? ce șut cu pământul foarte greu al lui Ionica, dar nu e corner. Uh, nu e gol, pardon. Cornerie. E doar corner. Hai să venim o nouă centrală lui Duranville către Marcus Turam. Ce se nu e chestie, ce se întâmplă bă cu de cap? Iulica Duranville se duce, Iulica acolo, doamne ce tehnic e, Iulica. Iulica, trece de toată lumea, Iulica, nu poate fi deposedat, Iulica, trece din nou, Iulica încă o dată, Iulica cu șutul pe lângă poartă, nu intră nimic, bă, nimic nu intră, dar ce fază a făcut Iulica, a trecut de toată lumea ca Messi și ca Maradona, dar din păcate nu înscrie. Duranville din nou, încă o încercare. Duranville intră în centru, Duranville cu șutul, Duranville pe lângă poartă. Ce se întâmplă bă, cu șuturile? Nu intră niciunul. Nu se poate. Marcus Marcel Turam pleacă acolo Cârjan, pleacă și minge mingea către Cârjan, de ce nu știu, o centrare a lui Cârjan către bara lui Turam, doamne ce gol puteam înscrie aici, din foarfecă direct, șutul lui Chesie e slab pe lângă poartă și se termină repriza, bă am dominat meciul ăsta. Cum n-am dominat niciun meci până acum și totuși n-am înscris deloc. Avem 11 șuturi la 1 și e 0-0 la pauză. Da, sper să nu mai ia ghinionul în continuare cum a luat cu meciul cu Porto. Boloca. Cu o pasă excelentă către Iuli îl Deschidem scorul, mă, în sfârșit. Trebuia o strălucire din aia de, de, de cap limpede a lui Boloca. Uh, superbă pas a capitanului nostru și Iulica Îl execută pe portar 1 la 0 În sfârșit deschidem scorul Iată ce pas are aici Boloca peste apărare Și uh, Duranville deși a lăsat mingea pentru început să cadă Și după a lovit-o uh, Totuși a reușit să înscrie și asta e bine 1-0 în sfârșit Doji e excelent Bine bă Hai Duranville du Duranville trece de toată lumea Julian Duranville continuă. Duranville ce spațiu are și trece atât de lejer. Duranville cu șutul pe lângă portare reușește dubla. Bă, ce bun e Iulica ăsta, bă, e senzațional. Iulica Duranville face 2 la 0. <coughs> Omul care face diferența până acum. După o cursă de peste 60 de metri, cum ne-a obișnuit, tot ce spațiu a lăsat. Bă, păi când îl pe Duranville se duc așa. N-ai nicio șansă, bă, nicio șansă. Facem schimbări, puțin cam târziu, dar le facem până la urmă. Va intra Reșpop că e odihnit în locul lui Bacaruco, cam invizibil în acest meci. Bucuri intră, bineînțeles, în locul lui Cârjan, care a jucat bine, mi-a plăcut. Și va intra și Mihail în locul lui Duranville. Uh, îl schimbăm pe Iulica după două goluri frumoase. Și uh, va intra și Baro. Hai să intre și Baro în locul lui Broca. Pe Muniz nu-l băgăm că e obosit. Cu două e Marcus Turam liber de tot Marcus Turam cu pasa la Bucur care înscrie 3 la 0 Intră Bucur și înscrie Sebastian Bucur rămâne constant în evoluție chiar dacă intre pe bancă își face simțită prezența pe teren mereu Sebi Bucur produsul nostru la fel cum a fost și Texeira din păcate care încă plâng după Texeira dar asta am avut portari uh, destul de ok și pe lângă Texeira Mendy a fost bun, Teștegăni e foarte bun dar na, avem 3 la 0 aici, rezolvăm calificarea după părerea mea. Putem să avem un ultim atac a meciului să mai reușim un gol. Mihaila către Marcus Turam, spațiu mare. Iată că putem face 4 la 0 și să închidem meciul cu totul. Dubla de fapt și este 4 la 0, gol Marcel Turam, 4 0, lejer. Până la urmă, în a doua repriză ne-am descătușat. În prima repriză parcă eram blestemați. Acum ne-am revenit în repriza a doua și am încheiat meciul cum, cum trebuia să fie. 4-0, iată și fanii noștri veniți în Portugalia, sunt fericiți. O prestație bună a elevilor lui Liviu Ciubotariu, nota 10 pentru Duranville, două goluri extraordinare. Turam 8.7, un gol și un asist, 2 e bun, Bucura intra bine și mergem către retur. Avem o simulare între timp în campionat cu Botoșani, o echipă de rezerve, Bucur joacă titular aici. 3 -0, 2 la 0 cu dublă muniz. Doar în simulări putem vedea asta. Dar bine că am câștigat. Da, și vine returul, jucăm acasă, iată că băie, băieții noștri au crescut foarte mult. Duranville și Bacău au ajuns la 86, Iulica și Ionica, bineînțeles, acolo fac un duo senzațional, cu Marcel, care a crescut și la 83. Bravo băieți, foarte bine au evoluat băieții până acum. Mă bucur. Hai să vedem returul. Avem 4 la 0. Dacă voi mai înscrie o dată, dacă fac 1-0, voi da geam rezultat. Duranville scapă din nou aici. Are viteză Duranville, bineînțeles. Doamne, cum se duce Duranville. E atât de bun. Julian Duranville ratează, totuși, nu mai e atât de bun. Ocazie pentru Vitoria, Ghimara șut și gol, 1-0. 4-1 la, la general, pentru 16, au înscris destul de repede. Și asta nu-mi place, încă speră, dar cred că e greu, e foarte greu pentru ei, nu cred că o să ne pună probleme. Hai să vedem o incursiune a lui Duranville, în stilul lui caracteristic. Ia uite, ia uite ce iese, o ocazie, că nu poate să dea gol. Da, a dat fault, nici vorba n-a nici, nici, nici cea mai mică umbră de fault n-a fost. Și e liberă periculoasă. Fatau Isahaku îl cheamă pe ăsta. Și uite ce gol îmi dă. Doamne ferește ce execuție. Uau, 2-0 pentru ghimarai și în retur. Doamne, e de car. Fatau, Fatau. Mi-a dat gol fatal, Fatau ce execuție, bă. Dar la nici măcar n-a fost faul. Ca să nu mai zicem. În fine. Doamne, ce șut a dat Fatau de la 28 de metri. Costă 110 km la oră. Te că nici n-a văzut-o. Marcel Turam către Iulica Duranvilescu. Șut. Scoate Varela. Iulica Duranvilescu aproape să înscrie. Hai cu o centrare în care eu. Hai, Iulica, cu o centrare. Dar de ce acolo? Excelentul Doge e... S-a terminat repriza, nu pot să l cred, de am gol la faza asta, bă, ăștia sunt ultimii hoți, bă. Nu mai știu cum să mă fure, bă, ca să mă elimine din toate competițiile. Bă, e, e o mizerie imensă jocul ăsta, bă. Dădea în gol la faza asta, era imposibil să nu dau. Cum să o oprești, bă? Exact cum s-a întâmplat în meciul lui Dinamo cu Olympic Marseille din 2005 sau când a fost. Dar golul ăla anulat. S-a era finalul meciului. Doamne, bă, nu se poate așa ceva. Balogun către Jota. Jota mai departe, Alaba blochează din nou, fau laso, bă, 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 nu se poate cu arbitrajul din jocul ăsta nebunești, bă. Din nou lovitura liberă, din nou fatahul ăsta șutează, dar o dă la mama naibii în bălării. Măcar atât. Bine că am scăpat. Că era 3-0 acum, o, o, luam rău, Marcus Turam. Marcus Tram foarte bine deschide către Ionica Bacaiu o centrare către Cârja nu se poate așa ceva bă nu pot să dau gol în meciul ăsta Cârjan va fi schimbat de bucur neapărat bucur trebuie să înscrie din nou când intră și va ieși și Bacaiocu, va intra Rareș Pop din nou. Muniz din nou e, ob e obosit, nu știu ce-i cu stamina, 72 stamina de asta. Va intra și Mihai în locul lui Duranville. Da, trei modificări. Poate înscriem până la final să nu mai avem emoții, că încă am emoții. Dacă înscriu până în minutul 80 ăștia, nu e mare lucru să, să ne egaleze la general, să mai înscrie și golul 4. Rareș Pop recuperează bine. Pasă către Sebastian Bucur. Bucur, Bucur, se duce. Sebastian Bucur, perla noastră. Bucur! Nu se poate, bă, nu se poate. Nu pot să dau gol în meciul ăsta. Cu niciun jucător. Uf dădea în ce era gata, nu mai avea ce să se întâmple. Da, oleu, Mihailă, către Sebastian Bucur, pleacă foarte bine, Marcus Turam, dacă nici acum nu înscriu, nu știu ce să mă mai fac, șut la scurt și gol, în sfârșit, în sfârșit, golul lui Marcus Turam ne duce în optimile Europa League. Ha, oleu, ce greu a fost, o chinuială teribilă, am avut mici emoții, trebuie să recunosc, chiar au fost emoții la, la meciul ăsta, dar... În sfârșit am înscris prin Ram după pasa lui Bucur, care a intrat foarte bine meci care fiecare dată. Și Mihaila și Pop, schimbările sunt mereu bune, pentru că avem jucători foarte buni pe bancă. Rareș Pop, o încearcă o centrare, doamne ce bună e către Mihaila. am panicat un pic cu Mihaila, dar Sebi Bucur execută de peste. Am încercat să fac un pic de spectacol așa pe final. Acum îmi permit la scorul ăsta general. Dar am pierdut totuși cu 2 la 1. Asta nu e un lucru bun nu e un lucru bun deloc. Totuși ne-am calificat, asta e, rămâne lucrul cel mai bun. Rezultat final 2 la 1, 5 la 2 la general, mergem în optim. Hai să vedem celelalte rezultate și cu cine am căzut mai departe în optim. Uh, Dinamo Zagreb e eliminată de Galatasaray, o bate pe Fenerbahce, Malmo e eliminată de Braga, uh, Bayern München o elimină pe Bronby, destul de greu, Lazio o elimină pe Borussia Dortmund, surprinzător după părerea mea, uh, la penalturi câștigă Bruj în, în fața lui Wolfsburg, și trebuie să spor eliminată de Spartak Praga. Nu vreau Bayern München. Nu știu dacă sunt șanse să cărem cu Bayern München, dar nu o vreau. Și am căzut cu Antwerp. E bine, e bine. Braga cu Ren, Gent cu Atletic Bilbao, Galatasaray cu Betis, Olympic Marseille cu Club Bruș, Spartak Praga cu Spurs, e și Spurs, Lazio cu Rangers și Milan cu Bayern München. Doamne, ce optime de final în Europa League, zici că e Champions League direct, zici că e finala Champions League. Da. Încă o simulare în campionat, cu Oțelul garați cu rezervele, 4 la 2 câștigăm. Muniz reușește un hat ca să nebunii la cap. Muniz în simulare e zeu. O nouă simulare cu rezervele cu Poliaș. Muniz și De Winter sunt puțin obosiți. 0 la 0 facem. Deși au jucat în 10 oameni minutul 12. Și ultimul meci înaintea dublei cu Antwerp e cu Universitatea Craiova. Jucăm cu rezervele rezervelor, aș putea spune. Improvizați câțiva jucători acolo. Vom pierde probabil meciul ăsta, dar -are nimic. îl câștigăm cu 2 la 1. Bine bă, pop și bucur, bravo băi băieți, câștigăm și când nu mă aștept. A fost ultimul meci din campionatul regulat, am terminat la 8 puncte în fața lui FCSB după 30 de meciuri și avem 4 puncte în play-off față de rivala noastră. Suntem pe primul loc în continuare, avem meciul cu Antwerp, dar îl vom vedea data viitoare. Doar două meciuri astăzi, am au fost multe simulări, am deja o oră și ceva de când filmez, deci nu știu cât va ajunge acest videoclip, cât de lung va fi acest videoclip. v aș ruga să intrați pe comunitate și să votați, o să vă las un pol, să votați cu ce echipă vreți să facem carieră după ce se termină cariera cu Dinamo. Pentru că am văzut că ați ales acolo Superliga, încă vreți o carieră tot în Superliga, o să vă las niște variante cu cine aș vrea și o să fac carieră. Și să alegeți acolo, să votați. Intrați în, acolo pe comunitate, intrați și în descrierea, în descrierea canalului, deveniți să membrii și dați like la videoclip, abonați-vă. Mulțumesc că ați fost aici. Cam atât. Ne vedem data viitoare. Pa pa.